Revenit în direct, doamnelor și domnilor, Diana Șoșoacă i-a fost tăiat microfonul în Parlament. Aceasta se opunea trimiterii către Comisia unei legi asupra căreia Curtea Constituțională s-a pronunțat. Legea se referea la educația sexuală din școli. Haideți să vedem momentul. Mă opun trimiterii către comisii, având în vedere că inclusiv Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra acestei legi pe care a considerat-o în integralitate constituțională. Cererea de reexaminare a președintelui nu poate sta la baza trimiterii către comisii și vă supun atenției două aspecte. Discutăm despre educație sexuală. S-a gândit cineva vreodată să se uite la standardele pentru educația sexuală în Europa? Există un document. Vă rog să vă uitați ce înseamnă educație sexuală la 0-4 ani. Bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp despre masturbarea timpurie. Dreptul de a explora identitățile de gen la 0-4 ani. Asta vreți să faceți prin trimiterea la comisii. La 4-6 ani, bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp despre masturbarea timpurie. Descoperirea corpului și a organelor genitale proprii. Sentimente sexuale, apropierea, plăcerea, excitarea ca parte a tuturor sentimentelor umane, acestea ar trebui să fie sentimente pozitive. Acestea nu trebuie să includă constrângerea sau ofensa. Mergem mai departe la 6-9 ani. Sexul în media, inclusiv pe internet, senator, bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp, masturbarea, autostimularea. Actul sexual la 6-9 ani. Drepturile sexuale ale copiilor. Mulțumesc, doamna senator.